La miezul nopții a venit. Cântul îngerilor. A plecați până la pământ. Să atingă harpa lor. Pe pământ pace, bucurii de la Regele Sfânt. Lumea în liniște ascultă al îngerilor cânt. Printre nori ei drum își croiesc, cu aripi întinse. Plutește cântul deasupra lumii istovite. Peste câmpurile triste, îngeri în zbor plutesc, glasul lumea acoperind, imnul duios ceresc. Iată, zilele în grabă curg, cum au fost prezise, din timpuri străvechi de profeți. Și vremea aproape, când prințul păcii va domni pe pământ ca rege. Toată lumea va înălța același cântec. Aleluia, pruncul s-a născut pentru a răscumpăra întreaga omenire și pentru a deschide cerul. Pe pământ, în chipul unui prunc. Haideți să ne ridicăm, să-i cântăm lui Iisus. Creștini, vă bucurați, din inimă cântați,
Este s-a născut Iisus, orice ce făptură acum, să se închine mielul lui. Astăzi s-a născut Iisus și cântăm! Să cântăm, să strigăm, aleluia, El e aici. Să cântăm, să strigăm, Dumnezeu este bunul. Cântăm, creștin vă bucurați, din inimă cântați, har și pace ne-a și cine-l va chema. Și viață va avea. Astăzi s-a născut Hristos. Să cântăm, să strigăm, aleluia, El e aici. Să cântăm, să strigăm, Dumnezeu este cu noi. Să cântăm, aleluia, El e aici. Să-L cântăm, să strigăm, Dumnezeu este cu noi. Aplaudați-L pe Domnul Iisus! Te aplaudăm, Iisus! Este ziua de naștere a Domnului Iisus. Ne aflăm în locul acesta să-L celebrăm pe Domnul Iisus. Când s-a născut Iisus, nu s-a născut un om pur și simplu, ci a venit Dumnezeu în lumea noastră. Haideți în acest moment să-I mulțumim lui Dumnezeu. În cuvintele noastre, rugăciunea nu este altceva decât exprimarea verbală a stării sufletului nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai venit în lumea noastră. Îți mulțumim pentru că ai venit pe pământ, la noi. Îți mulțumim că te-ai născut ca și om, ca să fii Dumnezeu între noi, ca să fii Dumnezeu cu noi, ca să fii Dumnezeu pentru noi. Te lăudăm pentru aceasta. În această zi, Doamne, înălțăm numele Tău și celebrăm ziua Ta de naștere. Celebrăm sosirea Ta, celebrăm pătrunderea Ta în rasa umană. Te-ai implicat în viața oamenilor și noi îți mulțumim pentru aceasta. Noi înălțăm numele Tău, noi binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos, noi binecuvântăm pe Cel ce este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Lăudat să fie Iisus! Lăudat să fie Domnul! Îngeri mii în ceruri cântă pe deasupra vâinilor, munții bucuroși lepetă armonia cântulor. Vino azi la iesa sfântă, laudă să
vin, venim acum să ne închinăm. În prezența ta când stăm, primim putere. Prunc divin, venim acum să ne închinăm. Te lăudăm, Emanuel, Emanuel. Orice genunchi se va plecta, Doamne, în prezența ta. Să fie Dumnezeul nostru, amin? Acum vrem să facem ceva deosebit, ceva special. Vrem să ne închinăm împreună cu copiii noștri. Copiii care sunt în sală, sunt copii în sală? Vrem ca să veniți aici în față. Dacă sunt copii, veniți aici în față. Toți copiii, venim în față. Cei care rămânem în sală, noi maturii, haideți să-i susținem pe copii. Nu doar să ne uităm la ei cum ei cântă. Să cântăm împreună cu ei, să aplaudăm împreună cu ei, bine? Haideți copii! Haideți să lăudăm pe Iisus. El s-a născut pentru noi, pentru fiecare dintre noi, ca să ne dea viață veșnică, ca să ne dea iertare. Mai sunt copii. Hai, văd acolo, mai sunt. Haideți, toți copilașii aici. Aici, pe scenă, să lăudăm pe Iisus. Aplaudăm toți împreună.
fie Dumnezeul nostru! Mulțumim, copii, pentru că ați cântat împreună cu noi. Ocupați locurile! Bravo! Bravo, copii! Felicitări! Felicitări! Bravo! Vă spunem tuturor, bine ați venit la această sărbătoare. Mulțumim celor ce ne-au inspirat cu muzică, cu bucurie în această zi, în acest moment. Vă invităm să ocupați locurile. Oferă-i celui de alături, din stânga, din dreapta, cel mai reușit zâmbet posibil astăzi la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Ia să vedem. Doare? Nu doare. Cei de la schimbul 1 au durut mai tare, da? Cel mai reușit zâmbet, ia să văd, zâmbete sunt în această sală, zâmbete, față de sărbătoare. Este? Este. În acest moment vreau să spun bun venit, să salutăm pe oaspeții noștri. Haideți să aplaudăm pe oaspeți. Bine ați venit, oaspeți, la noi. Ne simțim onorați să vă avem împreună cu noi în locul acesta. Este zi de sărbătoare, este ziua de naștere a Domnului Iisus Hristos. Decorul, muzică, haideți să aplaudăm pe cei ce au creat decorul. Felicitări! Bravo! Până și un tort simbolic pentru Domnul Iisus Hristos, pentru ziua Lui de naștere. Da? Puteți face poze la sfârșitul adunării. În următoarele momente vă invităm să ascultăm și să urmărim pe monitoare informații din viața Bisericii Philadelphia și continuăm să ne bucurăm. Bună și bun venit la această adunare! Dacă ești oaspetele nostru, probabil că te întrebi cine suntem noi și ce anume caracterizează această biserică. În mod concis putem spune aceasta despre noi. Suntem o comunitate care se închină lui Dumnezeu și slujește oamenilor. Una dintre căile de a ne practica închinarea este muzica și rugăciunea, deoarece Dumnezeu este minunat. El a creat tot ce există, de la cele mai mari până la cele mai mici lucruri, iar dragostea sa față de noi este incredibil de intensă și necondiționată. De asemenea, noi respectăm cartea de referință a lui Iisus, Biblia, care include promisiunile, principiile și valorile lui Dumnezeu. Ea ne ghidează zi de zi viața spre atingerea potențialului ei maxim. Însă viața bisericii noastre nu se limitează doar la adunările ei publice. În timpul săptămânii ne adunăm în grupuri pentru a socializa, pentru a ne ruga și pentru a sluji celor în nevoi. Împreună am fondat și administrăm 10 case pentru copii nevoiași și liceul teoretic Elimul Nou, care este în top 10 școli excelente din țară. Mii de persoane vulnerabile beneficiază de dragostea noastră practică atât pe plan local cât și la scara națională. Peste 100 de tone de alimente, peste 65 de tone îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic, precum medicamente și îngrijire personalizată. Viața este plină de provocări și niciunul dintre noi nu este perfect. Noi credem că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne-a convins să facem parte din această comunitate este cel de a ne ajuta în mod reciproc pentru a continua călătoria vieții pas cu pas. Nimeni nu ar trebui să parcurgă călătoria vieții în singurătate, așadar îți mulțumim că ai decis să participi astăzi cu noi. Oricine ai fi, vrem să știi că ești binevenit! Cu bucurie astăzi sărbătorim, celebrăm nașterea Domnului Iisus Hristos. Spuneți, lăudat să fie în numele Lui! El s-a născut între noi și este bucuria vieții noastre. Dar vreau să vă informez, vreau să vă aduc la cunoștință că tot astăzi anunțăm încheierea sezonului de toamnă-iarnă a grupurilor de ucenici din cadrul Bisericii Philadelphia. Cu ocazia aceasta, din partea echipei pastorale a conducerii Bisericii Philadelphia, vreau să mulțumesc tuturor liderilor care în acest sezon de toamnă-iarnă au condus grupurile. Vă mulțumim din suflet pentru că v-ați implicat în viața spirituală a Bisericii Philadelphia și mulțumesc tuturor celor care au făcut parte dintr-un grup de ucenici în sezonul de toamnă-iarnă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Spuneți amin! Am reușit să ne cunoaștem mai bine, am reușit să cunoaștem mai multe lucruri din Biblie, ne-am implicat mai mult în viața spirituală a Bisericii Philadelphia, ne simțim bine în grupurile de ucenici. Dragii mei, vreau să astăzi, la acest schimb, să scot în evidență doi lideri care au condus grupuri de succes, care se află în topul grupurilor de succes. Noi îi mulțumim Domnului pentru toți liderii, dar în mod special unii au reușit performanțe în cadrul grupurilor lor. Vreau să invit aici familia Pasnicenco, Vadim și Irina, și invit pe Simona Cârdei. Mă rog să veniți aici în față.
Dați-ne voie din partea Bisericii Philadelphia să vă oferim un cadou, o apreciere publică și să țineți așa înainte. Domnul să vă binecuvânteze, faceți ceea ce faceți ca pentru Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze. Vă rog să aplaudați acești doi lideri. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze, vă rugăm să reocupați locul dumneavoastră. Nu pierde ocazia în sezonul de iarnă, primăvară, care urmează, începând din luna februarie, să faci parte dintr-un grup de ucenici. Sunt sigur că nu vei regreta lucrul acesta. Dragii mei, când ați intrat în acest loc, ați fost întâmpinați bine de echipa de ospitalitate, de întâmpinare a Bisericii Philadelphia și ați primit acest formular de comunicare. Vă rog, arătați-mi-l și voi mie, eu vă-l arăt pe al meu. Vă mulțumesc foarte mult! Suntem la schimbul 2 al Bisericii Philadelphia din cele 5. Astăzi vor veni mii de oameni în acest loc și sărbătorim nașterea Domnului. Formularul de comunicare ne ajută să comunicăm unii cu alții, să cunoaștem bucuriile dumneavoastră, nevoile de rugăciune și în felul acesta să ne apropiem mai mult unul de celălalt. Vă rog să luați formularul de comunicare în mână și completați prima parte a formularului. Indicați numele dumneavoastră, prenume, patronimicul, data și anul nașterii, telefonul de contact, vă rog foarte mult ca să ne-l lăsați, pentru că să nu se suprapună anumite nume și prenume. Și în partea dreaptă, bifați în acel chenar dacă sunteți oaspete pentru prima dată, oaspete a doua oară sau participant frecvent. Mă adresez celor care sunt pentru prima dată astăzi cu noi la adunare. Stimați oaspeți, ne-ați făcut o deosebită bucurie să vă avem în calitate de oaspeți pe dumneavoastră cu noi, la noi, la Biserica Philadelphia, și vă comunic din partea bisericii noastre că noi oferim un cadou special tuturor celor care sunt pentru prima și a doua oară. Dacă ne lăsați adresa completă pe prima parte a formularului, adică adresa de la domiciliu, noi vă trimitem un cadou special prin poștă săptămâna viitoare. Vrem să vă facem o bucurie și la domiciliul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Partea a doua va fi completată spre sfârșitul acestei adunări. Acum continuăm sărbătoarea. Spuneți cu mine, sărbătoarea! Nu uitați, aceasta este o sărbătoare. Nimeni să nu se întristeze, nimeni să nu fie trist. De ce? Îngerii, când s-au arătat oamenilor de atunci, a zis: nu vă temeți, vă aduc o mare ce? O mare ce? Bucurie, o mare bucurie. Invit pe Andreea să recite o poezie, iar noi vom savura acest mesaj al poeziei. Două mii de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a lăsat slava cerească și a coborât în lumea noastră, care sufera de egoism, războaie, ură și sărăcie. În acea zi s-a întâmplat ceva extraordinar. Atotputernicul Dumnezeu a hotărât să devină om. Cel căruia îi se supune întregul univers a devenit un prunc vulnerabil. Cel căruia îi aparțin toate bogățiile pământului s-a născut într-un graj murdar. Cel care este însăși dragostea a ales să devină om, care să treacă prin durere, frig, foame și lacrimi. Însă oamenii nu au fost gata să accepte un astfel de Dumnezeu. Creația l-a răstignit pe Creator. De ce Dumnezeu a ales să treacă prin toate acestea? Pentru că așa procedează dragostea. Ea îl pune pe cel iubit pe primul loc. Iar pentru Iisus, viața noastră s-a dovedit a fi mai importantă decât propria viață. El nu a rămas indiferent la fricile, lacrimile și durerea noastră. El a plătit cu moartea sa păcatele noastre. Iar învierea lui ne-a deschis ușa către fericirea adevărată și către viața veșnică. Sărbătoarea nașterii lui Iisus este o amintire a faptului că tu ești scump pentru Dumnezeu și chiar după 2000 de ani, El vrea să aducă în viața ta dragostea, bucuria și pacea. Iisus a venit pe pământ pentru a fi mai aproape de tine. Ești tu gata să-i răspunzi? De Crăciun, sub fulgi zglobii, pe Iisus din nou vestindu-l, trec pe uliță copii cu colindul
Și din zori până în apus, pe o steluță cu făclie, ei duc lumii un Iisus de hârtie. Dar tu, frate credincios, porți tu pruncul ce trăiește, duci în tine un Hristos care crește. Nu-i vreun gând ce te-a înșelat, un simbol sau o icoană? Simți că-i viu cu adevărat? Cere hrană? După besna cea de ani, și-a adus copilul zorii. Vin la tine cei sărmani? Vin păstorii? Simți că cel ce l-ai primit de lumină îți umple gândul și vin magi din răsărit căutându-l? Altfel, pruncul nu e viu. Altfel, ochiul tău te înșeală. Altfel, staul e pustiu, iesle goală. Și din zori până în apus, ca pe steaua cu făclie, porți și tu tot un Iisus de hârtie. Cum ar fi dacă oamenii și-ar aminti de nașterea lui Iisus nu doar de sărbători? Cum ar fi dacă noi am dăruit dragoste celor din jur, indiferent de ziua din calendar? Cum s-ar schimba lumea dacă noi am conștientizat că Dumnezeu e la fel de real ca și atunci, multe viacuri în urmă în Betleem? Și minunea pe care noi o așteptăm deja s-a întâmplat. Este dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, pe care și-a arătat-o trimițându-L pe pământ pe unicul Său Fiu. Oh,
Bravo! Bravo! Emilia Trofian, mulțumim! Ne aflăm în locul acesta ca să sărbătorim pe Domnul Iisus, să sărbătorim ziua Lui de naștere, să sărbătorim în mod convențional, simbolic, venirea Lui în lume. Și vom face acest lucru în continuare, vom discuta despre aceasta, dar mai întâi de toate vreau să salut pe cei ce sunt împreună cu noi, online, la televizor sau la adunările părților componente ale Bisericii Philadelphia. Sărbători fericite tuturor! Vreau să vă fac de cunoscut că în preajma sărbătorilor de iarnă, în ajunul sărbătorilor de fapt, noi, Biserica Philadelphia, a oferit această oportunitate, a creat oportunitatea pentru a investi. Noi am spus că ne măsurăm reușita cu gradul de generozitate, cu gradul de dragoste demonstrat față de cei ce sufăr alături de noi, sufăr în jurul nostru. Vreau să vă fac de cunoscut că duminicile precedente a fost colectată suma de 10.427 de lei pentru medicamente, proiectul Medicamente pentru Iisus. Acest buget, am spus, este destinat medicamentelor de urgență pentru sezonul rece, nu pentru boli cronice și nu pentru vitamine, ca să ne fie mai bine. Medicamente de urgență, viroză, boli acute, caracteristice sezonului rece. Cei care știți asemenea oameni care sunt în nevoie, puteți depune copia la rețetă de la medic, la recepția bisericii și vor fi luate în considerare în măsura posibilităților. De asemenea, a fost colectată suma de 18.763 de lei pentru radioul Micul Samaritan, Ecouri ale Speranței, noi am intitulat acest proiect. Lăudat să fie Domnul, Biserica Philadelphia investește cu radio Micul Samaritan. Slăvit să fie Domnul! Și de asemenea a fost colectată frumoasa sumă de 38.500 de lei pentru proiectul intitulat Ghete pentru Iisus. Acest proiect s-a ridicat la aproximativ 120.000 de lei, deci cei care doriți, ați rămas în urmă, ați pierdut ocazia, puteți chiar și astăzi contribui pentru aceasta, deși vineri, au fost înmânate aceste cadouri, au fost împachetate frumos ghetele, tinerii și copiii au adus jucării de acasă, au adus și alte obiecte de folosință personală și a fost înmânat elevilor din categoria vulnerabilă socială, din cele două școli publice din cartierul bisericii noastre. Iată cât de bucuroși sunt cei care au beneficiat de aceste ajutoare. Apreciem mult pe cei ce au investit financiar, apreciem mult pe cei ce au contribuit fizic la pregătirea acestor cadouri și la distribuirea lor în numele echipei de conducere a Bisericii Philadelphia. Ne exprimăm recunoștința, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, lăudat să fie Domnul pentru programul de sărbătoare a copiilor care a avut loc vineri. În această sală a fost o mare aglomerație de copii, s-au bucurat de program și au primit, bineînțeles, tradiționalele cadouri, dulciuri de sărbători. Haideți să aplaudăm pe toți cei care au muncit, au pregătit, au prezentat, au organizat. Slăvit să fie Domnul, este extraordinar. În această zi ne aflăm în locul acesta și vă spun tuturor sărbătorii fericite. Spune celui de alături, sărbători fericite. Urați-vă sărbători fericite. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Este minunat. Nașterea Domnului Iisus Hristos este evenimentul care a produs cea mai mare schimbare în istorie. Nu trebuie să fii foarte religios, nu trebuie să fii sfânt, nu trebuie să fii un cercetător serios al Sfintelor Scripturi, a Bibliei,
ca să știi că nașterea Domnului Iisus Hristos a produs cea mai mare schimbare și noi subliniem cea mai benefică schimbare în istoria omenirii. De fapt, îngerul care anunța nașterea Domnului Iisus Hristos le-a spus oamenilor din acea vreme, cu 2 milenii în urmă, da? Nu vă temeți, nu vă speriați, nu vă îngrijorați, nu vă stresați. Vă aduc o veste bună, spune celui de alături, veste bună. Ce înseamnă veste bună? Nu? Ceva, nu? Ceva care ne face bine, ceva care ne trebuia, deci vizează o nevoie a noastră, da? Auziți des vești bune? Auziți des? În fiecare zi auziți vești bune? Deschideți televizorul și doar vești bune la televizor, nu? Și la radio, și în ziare, nu? Cumpărați orice ziar, primul ziar care cumpărați, doar vești bune. Scris mărunt, paginile sunt mari și conținutul vizează doar vești bune. Totul este la superlativ, da? Nu. În lumea aceasta, destul de rar apar vești bune. Dar îngerul a venit cu o veste bună, va aduc o veste bună care va produce o mare bucurie întregului popor. Astăzi vom discuta despre această bucurie, în ce constă marea bucurie vestită de îngeri, marea bucurie care caracterizează vestea cea bună, vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și îngerul continua, astăzi vi s-a născut un salvator, Hristos în limba greacă, Salvatorul. Și în orașul lui David s-a născut Salvatorul. El este Hristos, Stăpânul. Iisus s-a născut în lume pentru două roluri importante. Iisus a venit la noi ca să îndeplinească două funcții importante. El este Salvatorul nostru. Ce înseamnă Salvator? Salvare, ce înseamnă? Când ești într-o mare nevoie, când ești într-un mare necaz, când nu mai știi ce să faci, nu mai poți face nimic singur, îți sare cineva în ajutor. Iisus a venit ca și Salvator al nostru. Iisus este Salvatorul oamenilor, omenirii. Slăvit să fie Domnul Iisus! Dar de asemenea, cea de-a doua funcție, cel de-al doilea rol pe care îl îndeplinește Domnul Iisus Hristos este cel de stăpân. Ce înseamnă stăpân? Proprietar. Cel care îți controlează viața. Vestea bună este că el este un bun stăpân. Da? Noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca fiind un stăpân iubitor. Ne place să fim controlați de Domnul Iisus Hristos, ne place să fim stăpâniți, ne place să fim la dispoziția Domnului Iisus Hristos. El este drag sufletului nostru. Deci îngerul a vestit, îngerul a anunțat, îngerul a adus această veste bună care avea să genereze, să producă o mare bucurie pentru toată omenirea, pentru tot poporul, și anume că s-a născut Iisus în orașul lui David, și este Hristos, El este Hristos, El este Salvatorul și El este Stăpânul, Cel ce controlează viața. Nașterea Domnului Iisus Hristos a produs o mare separare în istoria omenirii. Cea mai semnificativă, cea mai evidentă despărțire în istoria omenirii, în istoria lumii, este nașterea Domnului Iisus Hristos. Mă ajută cineva? Ce înseamnă această prescurtare? Înainte de Hristos, vă mulțumesc, și după Hristos. Istoria omenirii se împarte în două mari perioade. Cea de înaintea nașterii Domnului Iisus Hristos și cea
de după nașterea Domnului Iisus Hristos. E bine, eu la școală când am fost, erau alte vremuri și în cărțile de istorie erau aceste prescurtări. Și unii dintre voi ați învățat așa prescurtări. Cine îmi spune ce înseamnă aceasta? Înainte e totul despre noi. Ateismul a schimbat limbajul. Da? Am învățat ateism în școală. Am învățat istorie ateistă, da? Hristos încurca enorm atunci, da? Dar până și în această împărțire, ce anume separă înaintea erii noastre de era noastră? Și în acea istorie ateistă. Nașterea lui Iisus. Și dacă n-au vrut să recunoască înainte de Hristos și după Hristos au spus înaintea erei noastre și era noastră de fapt era și pe vremea aceea și pentru ei era lui Hristos, era de la nașterea lui Hristos încoace. Au vrut ei să schimbe, au încercat ei să schimbe, au schimbat ce au schimbat, dar n-au putut să elimine acest stâlp de reper. N-au putut să elimine acest stâlp care separă cele două perioade, fără de Hristos, înainte de Hristos și cu Hristos după nașterea Domnului Iisus Hristos. Oricum, noi rămânem la această prescurtare. Înainte de Hristos și după Hristos. Care este cea mai mare diferență între aceste două perioade? În minutele care urmează vreau să vorbesc despre două cuvinte cheie. Aș vrea să pleci de aici memorând două cuvinte cheie. Un cuvânt cheie care reprezintă această perioadă, această eră înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos și un cuvânt care reprezintă această perioadă, perioada de după nașterea Domnului Iisus Hristos. Două cuvinte care înseamnă foarte mult și care ar trebui să îți clarifice cele mai multe neclarități. Ar trebui să-ți răspundă la cele mai multe întrebări. Și anume, cuvântul cheie care reprezintă perioada dinaintea nașterii Domnului Iisus Hristos, înainte de Hristos, este cuvântul religie. Ce este religia? Religia este încercarea omului să se apropie de Dumnezeu. Religie înseamnă să faci tot ce știi și poți mai bine, mai serios, mai complicat, cu eforturi mai mari, cu cheltuieli mai mari, că poate până la urmă o să se îndure de tine Dumnezeu. Că într-un fel poate Dumnezeu va fi îmblânzit, Dumnezeu este supărat, Dumnezeu este revoltat și trebuie să-i câștigi bunăvoința. Religia include porunci pe care trebuie să le respecti, poate te va primi Dumnezeu. Religia include tradiții pe care trebuie să le respecti cu speranța că poate te va primi Dumnezeu. Religia include practici și obiceiuri și reguli pe care trebuie să le respecti că poate, cu speranța, nu e sigur niciodată, dar trebuie să speri că poate te va primi Dumnezeu, își va arăta Dumnezeu îndurarea și vei reuși să te apropii de Dumnezeu. Religia înseamnă să dai bani pentru a obține îndurarea lui Dumnezeu. Religia înseamnă să participi la ceremonii religioase. Religia, vă spuneam și duminica trecută, îți cere să te gândești serios și să te întrebi mereu și mereu ce mai pot să fac, oare ce mai cere Dumnezeu de la mine, oare ce mă mai sfătuiți că ar trebui să cheltuiesc, oare cât ar trebui să mai dau, poate că aceasta mă va ajuta să mă apropii de Dumnezeu. Și asta a fost înainte de Hristos. Înainte de Hristos nu exista o altă cale, înainte de Hristos nu exista o altă posibilitate. Oamenii erau fără Dumnezeu. Prin păcat, prin neascultarea strămoșilor noștri,
Adam și Eva, întreaga rasă umană, a luat o razna, s-a îndepărtat de Dumnezeu, a trăit fără Dumnezeu, generații după generații. Și religia, fie bună, fie mai puțin bună, fie groaznic de rea, le-a oferit oamenilor posibilități de a încerca să se apropie de Dumnezeu. Dar s-a născut Hristos, lăudat să fie Dumnezeu. S-a născut Hristos și nașterea Domnului Iisus Hristos a marcat un nou început. Nașterea Domnului Iisus Hristos a marcat o schimbare. Nașterea Domnului Iisus Hristos a marcat o nouă eră. Nașterea Domnului Iisus Hristos a deschis ușa unor noi posibilități. Și cuvântul cheie pentru această perioadă, după Hristos, spuneți, după Hristos. De la nașterea lui Hristos până astăzi, până la noi, cuvântul cheie este relație. Relație. Dacă religia este sistemul, dacă religia este practica, dacă religia sunt regulile, dacă religia conține tradițiile care te pot ajuta cumva să te apropii de Dumnezeu, prin nașterea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a decis să se apropie de noi. Prin nașterea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a venit la noi, Dumnezeu a trăit cu noi, Dumnezeu s-a identificat cu noi. Cuvântul cheie a erei noastre, a erei de la nașterea Domnului Iisus până astăzi, este relație, nu religie. Relație. Nu trebuie să te forțezi, să te cheltuiești, să te disciplinezi, să te educi ca să te apropii de Dumnezeu cumva, în speranța că vei găsi bunăvoință. Trebuie să crezi, trebuie să fii sigur, trebuie să fii convins că Dumnezeu a venit la tine. În persoana Domnului Iisus, Dumnezeu ne-a primit. În persoana Domnului Iisus, Dumnezeu ne-a deschis ușa. În persoana Domnului Iisus, Dumnezeu a invadat lumea noastră cu prezența sa, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos explică, Evanghelistul Ioan citează pe Domnul Iisus Hristos, iar viața eternă, spuneți viața eternă, ceea ce contează mai mult, iar viața eternă este aceasta, să te cunoască pe tine unicul Dumnezeu real și să îl cunoască pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Viața eternă înseamnă relație, viața veșnică înseamnă relație, moartea veșnică, iadul constă în lipsa relației cu Dumnezeu. Viața veșnică, viața eternă, raiul, constă în experimentarea, în practicarea, în trăirea relației cu Dumnezeu. Cuvântul cheie este să te cunoască pe tine Dumnezeu, să îl cunoască pe Iisus. Pentru evrei, a cunoaște înseamnă cunoaștere prin experiență. Pentru greci, înseamnă cunoaștere abstractă, intelectuală, filozofică, academică. Pentru evrei, cunoașterea înseamnă întotdeauna relație. Îl cunosc pentru că m-am întâlnit cu el, am făcut cunoștință cu el, îl cunosc pentru că discut cu el, îl înțeleg și mă înțelege, îl cunosc pentru că umblăm împreună, suntem în acord. A cunoaște înseamnă a avea o relație, a începe o relație, a dezvolta o relație. Ai tu o relație cu Dumnezeu în persoana Domnului Iisus? Sau încerci și după Hristos să aduci religie? Încerci și după Hristos
alte metode, alte posibilități de a te apropia de Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu nu s-a apropiat de noi. Ca și când Dumnezeu nu a venit la noi. Ca și când Dumnezeu este departe. Ca și când Dumnezeu continuă să fie supărat pe noi. Continuă să fie mânios pe noi. Ca și când Dumnezeu nu și-a arătat dragostea. Nașterea Domnului Iisus, subliniez, evenimentul venirii, a întrupării Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, a marcat sfârșitul religiei. În acest motiv, duminica trecută, am susținut cu vehemență, nu trebuie să faci nimic pentru iertarea păcatelor. Nu trebuie să faci nimic ca să te împaci cu Dumnezeu. Sună banal, știu. Nu? Pe unii chiar vă enervează această afirmație. Nu trebuie să fii nimic, să faci nimic ca să te sfințești. Trebuie doar să începi o relație, dacă n-ai început-o. Trebuie să practici acea relație, dacă ai început-o. Trebuie să dezvolți acea relație pe care ai început-o cu Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Marea bucurie generată de vestea bună a nașterii Domnului Iisus constă nu în religie, ci în relație. Fără să avem niciun merit, fără să ne ceară calități, fără să ne pună condiții, Dumnezeu a decis să vină la noi pentru că ne-a iubit atât de mult, s-a dăruit pe El însuși nouă. Ni s-a dat pe sine oamenilor ca și noi și ne stă la dispoziție de 2000 de ani pentru a începe o relație cu noi, pentru a experimenta o relație cu noi și pentru a ne oferi marea bucurie. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor, cei care și-au dedicat sufletul, cei care și-au dăruit viața Domnului Iisus Hristos, știu ce înseamnă marea bucurie. Cei care au ales să trăiască viața lor în acord cu Dumnezeu, în armonie cu Domnul Iisus Hristos, nu sunt oameni perfecți. Nu. Și cei care L-au urmat pe Domnul Iisus fac febră și viroză. Da, azi noapte am avut febră. Aveți milă de mine. De fapt, Domnul Iisus nu ne-a promis că nu vom avea febră, că nu vom avea probleme, că nu vom fi dezavantajați, că nu ne vom îmbolnăvi, că nu ne va călca nimeni pe bătături. Domnul Iisus nu ne-a promis aceasta, dar ne-a promis că prin toate acestea este cu noi. Numele Domnului Iisus, printre altele, este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce mai vrei? Dumnezeu cu noi. Și când Domnul Iisus este cu noi și când Dumnezeu este în relație bună cu noi, El este vindecare pentru cel bolnav, El este mângâiere pentru cel trist, El este încurajare pentru cel descurajat, El este motivare pentru cel lipsit de motivație, El este victorie în bătălie, El este totul. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Și în această zi să avem posibilitatea să venim la Domnul Iisus Hristos, ești descurajat. Ai nevoie nu de religie, ai nevoie de relație. Ești bolnav? Nu ai nevoie de religie, ai nevoie de relație. Ai probleme financiare? Religia o să-ți facă probleme și mai mari. O să intri în datorii, o să plătești slujbe până nu mai poți. Ai nevoie de relație. Dumnezeu schimbă inclusiv starea financiară a vieții noastre. Ești îngrijorat, ești stresat, nu știi ce va fi cu sufletul tău?
Te îngrozești la gândul că într-o zi va trebui să pleci din lumea aceasta și nu știi ce va fi cu tine mai departe? Am o veste bună. Iisus primește oameni ca tine dacă îți dedici sufletul tău lui, dacă iei astăzi decizia de a-L urma pe El cu credincioșie, de a te boteza, uite, pe 28 ianuarie va avea loc un botez în această biserică din nou, dacă te angajezi să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos prin moarte, oameni ca și noi, prin moarte trec la adevărata viață. Prin boală trecem spre vindecare, prin problemele vieții câștigăm victorie. Nașterea Domnului Iisus Hristos a transformat lumea. De la reguli, nesiguranță și moarte, la dragoste, convingere și relație de viață. Aș vrea să petrecem câteva momente de rugăciune, aș vrea să avem posibilitatea să stăm înaintea lui Dumnezeu, suntem la sfârșit de an, știu, unii dintre voi aveți probleme de sănătate și vrea să ne rugăm pentru voi. Unii dintre voi aveți probleme de suflet. Lumea modernă în care noi trăim experimentează o agravare a bolilor sufletești. Strămoșii noștri nu știau de depresie. Rar se auzea pe aici, pe acolo, de boli psihice. Foarte rar, nu? Avem experți, dar suntem invadați de aceste probleme sufletești, dezamăgiri, frustrări, complexe de inferioritate. Toate acestea tulbură, toate acestea deranjează viața noastră într-un mod insuportabil. Aș vrea să vii înaintea lui Iisus cu boala ta fizică, să vii la Iisus cu boala ta sufletească. Dar de asemenea, așa în această zi, să ai posibilitatea să-L primești pe Iisus, să-ți dedici viața. Ții minte, ai auzit de fapt, atunci când trebuia să se nască Domnul Iisus, au bătut din poartă în poartă părinții lui trupești și li s-a spus, n-avem loc, nu azi, nu aici. Și au plecat, au fost trimiși mai departe. Tu poți să-L primești pe Iisus astăzi sau poți să-L trimiți mai departe. Mă întreb, unii dintre voi explicați că nu sunteți gata. Mă întreb, ce trebuie să faci ca să fii gata? Aici, în sfera aceasta a religiei, niciodată nu ești gata. Orice ai face, nu ești gata. Niciodată nu vei fi destul de corect, niciodată nu vei da destul bani, niciodată nu vei respecta destul de reguli, niciodată nu vei fi destul de matur, destul de spiritual, niciodată. Niciodată nu știi dacă ai îndeplinit condițiile. Dar după nașterea Domnului Iisus Hristos, tu ești gata. El a venit pentru oameni care nu sunt gata să fie primiți așa cum sunt. El a venit pentru oamenii ca mine, oamenii ca tine, care nu au ce face, care nu se pot salva singuri, care nu pot să-și cumpere iertarea păcatelor, care nu pot să se împace cu Dumnezeu, care nu pot să ajungă la Dumnezeu. A venit Dumnezeu la noi și tot ceea ce așteaptă să-L primim, tot ce așteaptă este să deschidem ușa, tot ce așteaptă să spunem bun venit, tot ce așteaptă să spunem iată-mă, sunt al tău. Vă invit să vă ridicați pentru rugăciune în acest moment. Aș vrea să îngenunchiați aici pe acest covor cei care aveți nevoie de susținere în rugăciune, fie boli fizice, fie boli sufletești. Invit pe liderii acestei biserici să vină în față, ne vom ruga, vom pune mâinile. Dar de asemenea, aș vrea să mă rog împreună cu cei care astăzi decid să-și dedice viața Domnului Iisus. Tot ce așteaptă Dumnezeu de la tine este doar să spui, Doamne, de astăzi înainte vreau să fiu al tău. De astăzi înainte nu mai încerc cu religia, ci caut, mă bucur, relaxat.
relația. Când vrei să începi o relație, tot ce trebuie este să îți facă cineva cunoscut cu acea persoană. Domnul Iisus a venit să ne pună în relație cu Dumnezeu. Ne pună în relație cu Dumnezeu și apoi să trăim, să celebrăm acea relație, să o dezvoltăm și să ne bucurăm de ea. Sunt aici oameni care de astăzi înainte vor să-L urmeze pe Domnul Iisus, să se boteze în luna ianuarie, pe 28 ianuarie va fi botezul și să continuăm să-L urmăm pe Domnul Iisus. Veniți și voi aici în față, cei care de astăzi înainte, la acest sfârșit de an, doriți să vă dedicați viața Domnului Iisus Hristos, este marea noastră bucurie, este marele nostru privilegiu să ne rugăm împreună cu voi și să așteptăm din partea lui Dumnezeu miracolul pe care El îl face în viața voastră. Să ne rugăm în acest moment. Părinte din cer, vreau să-ți mulțumesc pentru că Tu ne asculți. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru acești oameni. Ei au venit, Doamne, cu poverile lor, cu nevoile lor. Ei au venit înaintea Ta ca să Te roage, să-ți ceară, Doamne, să-ți arați îndurarea, să-ți arați, Doamne, bunăvoința față de ei. Mă rog pentru cei care au probleme fizice, să le vindeci, Doamne. Vindecă bolile de care sufăr. Tu ești vindecătorul nostru, Tu ești Domnul care ne vindecă și noi îți mulțumim pentru aceasta. Ne rugăm în această zi, Doamne, pentru cei care au răni sufletești, au suferit, Doamne, traume relaționale, sufletești. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, Doamne, să-i mângâi, să-i încurajezi. Te rugăm, Doamne, să-i motivezi și să-i ridici pe cei care au nevoie de motivație și intervenția Ta specială. Îți mulțumim că Tu ne asculți. Îți mulțumim, Doamne, că ești minunat și ne cercetezi. Și avem deplină încredere că Tu ești Domnul care ne vindecă. Avem deplină încredere că Tu ești Domnul care vindecă sufletele noastre și vindecă trupurile noastre. Te lăudăm, Iisus! Dar de asemenea, Doamne, ne rugăm în această zi, împreună cu acei oameni care au decis să-și dedice viața lor Ție. Mă rog în această zi pentru acei oameni care au luat hotărârea astăzi, fermă, Doamne, neclintită, de a Te urma pe Tine, de a-și dărui sufletul lor Ție, de a se boteza, Doamne, în luna ianuarie și de a Te urma pe Tine, de a trăi o relație sănătoasă, o relație autentică cu Tine. Îți mulțumim pentru acești oameni, îți mulțumesc pentru așa oameni, Doamne, și înalți în numele Tău și Te laud pentru aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că Biserica Philadelphia este locul unde se formează relații, unde oamenii se împacă cu Tine prin Domnul Iisus. Îți mulțumim că Fiul Tău a venit la noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit la noi în persoana Domnului Iisus. Și este posibilă relația cu Tine. Este posibilă relația cu Domnul Iisus. În numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Felicitări. Vă mulțumesc din suflet celor care ați decis să vă dedicați viața Domnului Iisus și ați decis să veniți, să vă rugați împreună cu noi, să cereți de la Domnul Iisus Hristos îndurarea Lui. Țineți minte, oameni buni, oricât de greu ar fi, oricât de complicată ar fi situația, viața, El este cu noi. Aceasta contează. El este de partea noastră. Nu trebuie să facem ceva ca să ajungem la El. Îl lăudăm pe Domnul Iisus că a venit la noi și este cu noi. Celebra frază, înainte de pleca din lumea aceasta, este: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșit. Lăudați să fie Domnul Iisus pentru aceasta. Amin? El este cu noi. El s-a născut și este cu noi. Lăudați să fie Dumnezeu. Vă rog să luați acum formularul de comunicare și pe partea a doua, pe verso, avem acolo câteva opțiuni de bifat, de completat. Următorii mei pași, rubrica aceea din partea stângă, următorii mei pași. Îmi dedic viața lui Iisus și mă botez. Pe 28 ianuarie va avea loc botezul, am spus. Cei care ați decis astăzi să vă dedicați viața Domnului Iisus, vă rog, bifați, vă vom contacta și vă vom sta la dispoziție ca să reușiți, veți reuși cu ajutorul lui Dumnezeu. 2. Voi mărturisi despre relația cu Dumnezeu.
Începem sărbătorile de mâine, unii sărbătoriți pe vechi, unii sărbătoriți pe nou, nașterea Domnului, anul nou, Sfântul Vasile, mai știu eu cine, da? Sfântul Ion, de toate, da? Unii din Biblie, alții de lângă Biblie. Ce vreau să spun cu asta? Sărbători fericite. La sărbători, fie că mergem în vizită, mie tare îmi place să merg în vizită. Cine planifică dintre voi să meargă în vizită? Eu planific să merg în vizită la sărbători. Mulțumesc, cam puțin. Dar unii dintre noi primim oaspeți, invităm oaspeți și avem oaspeți la sărbători. Și mâncăm bine la sărbători. Domnul să vă binecuvinteze, mâncați bine. Dar în timpul vizetelor, oamenii povestesc și discută. Și avem posibilitatea să facem păcate cu oaspeți cu tot. Și avem posibilitate să facem lucrarea Domnului la sărbători. Puteți să bârfiți la sărbători, să vorbiți de vecinul, de vecina, să mâncați păstorul prăjit, fript, nu? Să-l criticați. Sau puteți să vă mărturisiți, să spuneți oaspeților despre relația voastră cu Dumnezeu, nu religia. Credeți-mă, eu am fost de multe ori în vizită la oameni credincioși și discuția a fost cel mai mult despre religie, cum să ne frezăm, am predicat eu duminica trecută despre asta, ce fel de batic, ce fel de fustă, ce se poate, ce avem voie, ce n-avem voie, muzică, fără muzică, cu... Doamne, iartă-ne, da? Haideți să facem sărbătorile să se desfășoare în această zonă a relației noastre cu Iisus. Spune-i oaspeților tăi, spune-le oamenilor pe care îi vizitezi de sărbători despre relația ta cu Iisus, despre modul în care Iisus ți-a adus bucuria în viață, ți-a transformat viața și fă-i curioși. Prin experiența ta personală vei ajunge cu ei la Biblie. Nu începe. Vă sfătuiesc, știu că sună prost și o să ziceți, doar o zis să nu le citim din Biblie oaspeților. Nu asta spun. Dacă începeți cu Biblia, o să fugă de voi. Începeți cu despre relația voastră cu Iisus, experiența voastră personală și o să asculte și din Biblie după aceea. Doamne ajută? Haideți să-L punem pe El, relația cu El, în centrul sărbătorii noastre. Doamne ajută la aceasta? Eu bifez. Deja unii dintre voi nu mă mai invitați în vizite că o să vorbesc despre Domnul Iisus. 3. Voi participa la ultima adunare din an. Duminica viitoare este 31 decembrie, ultima adunare din acest an, ultima predică din acest an. Sunt nerăbdător să vă aștept. Vom discuta specific despre încheierea anului și începerea unui an nou. Domnul să vă binecuvinteze, bifați, veniți duminica viitoare la adunare, da? Avem programul obișnuit în 5 schimburi, ca în fiecare duminică. Pe partea dreaptă, angajament financiar lunar pentru anul 2018. Și duminica aceasta, încă duminici la rând, am discutat despre aceasta și duminica viitoare, din nou, ultima dată vom mai discuta despre asta anul acesta. Angajamentele financiare sunt lunare. Deci, dinainte, ne gândim, discutăm cu familia, ne rugăm și întrebăm pe Domnul în ce mod am putea contribui la aceste 3 proiecte lunare. 1. Viitor pentru un copil lipsit de prezent, adică educația unui copil sărac la școala noastră creștină. 2. Misionari în străinătate, Evanghelia întreagă pentru lumea întreagă. Noi susținem misionari în străinătate. Avem 5 misionari pe care îi susținem în străinătate și în felul acesta contribuim la răspândirea Evangheliei în lume. Acești oameni își riscă viața unii dintre ei în context islamic deosebit de dur. Noi ne rugăm pentru ei și contribuim financiar, îi susținem financiar lunar. Da? Deci, și cină pentru Iisus. Avem grupurile bisericii specializate pentru oameni în nevoie și le oferim masa și le oferim
cuvântul lui Dumnezeu și relaționarea aceasta fiind acoperit din bugetul bisericii. Rugămintea mea este să vă angajați dinainte și să contribuiți lunar, nu duminică de duminică, o dată pe lună, o dată în luna ianuarie, o dată în luna februarie, și atât cât crezi, atât cât te îndeamnă inima, atât cât îți dictează relația ta cu Dumnezeu despre aceasta. Dar important ar fi să nu rămâi pe din afară. Nu contează suma, cât contează participarea. De ce? Pentru că toți trebuie să fim generoși, toți trebuie să răspândim cuvântul Domnului, toți trebuie să investim în generația care vine după noi, generația care urmează. Copiii aceia săraci pot fi hoții de mâine care să ne facă probleme. Sau îi putem educa să fie oameni de nădejde pentru ziua de mâine. Este responsabilitatea noastră. Decât să ne fure bani după ce o să crească mari, mai bine dăm banii pentru educația noastră lor acum, ca să avem o generație de viitor. Și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin? Este trist că în această țară educația este lăsată în voia soartei, ca să nu spun mai rău. Viitorul acestei țări depinde în mare măsură, în primul rând de Dumnezeu, bineînțeles, dar depinde în mare măsură de modul în care noi investim în copii, în generația de mâine. Domnul să ne ajute la aceasta. Pe liniile de jos puteți scrie dacă aveți o sugestie, întrebări, nevoie de rugăciune, dacă doriți să discutați cu un conducător, sau dacă ați întârziat cu ghete sau pentru micul samaritan și doriți astăzi să faceți o donație, puteți include în plic și să scrieți pe linia de jos ce sumă destinată pentru ce din proiectele precedente. După cum observați, pe linia de sus sunt acolo trei opțiuni: donație procentuală. Noi credem că Dumnezeu așteaptă din partea noastră 10% din tot venitul nostru, și oamenii care cred acest lucru, practic acest lucru, pentru misiune și pentru daruri de ocazie. Stimați oaspeți, asta nu este pentru voi. Biserica Philadelphia nu urmărește să ia banii oamenilor, bineînțeles, nu vă interzice. Dar vreau să știți că această biserică, proiectele ei nobile sunt finanțate de oameni care au ajuns la propria convingere că trebuie să investească împreună cu Dumnezeu. Vă rog să introduceți contribuția voastră, cei care ați decis acest lucru, să scrieți ce reprezintă, cât și pentru ce. Și în minutele care urmează ne vom ruga. Vom sfinți în rugăciunea noastră aceste decizii, aceste sume de bani investite, apoi în timpul unui cântec vor trece printre rânduri coșurile. Vom plasa pixul, nu în buzunar pixul, știu că unii îl pun în buzunar, noi știm asta, Doamne iartă-ne, nu? Nu în buzunar, pixul în coș, formularul în coș, ne-am înțeles? Și încă ceva, unii dintre voi ați primit invitație pentru bilete la Palatul Național, da? Cei care aveți invitația, cu invitația veți primi biletul astăzi. Cei care nu ați primit invitația, nu încercați, pentru că astăzi nu se vor da bilete celor fără invitații. Dacă ne rămân bilete, duminica viitoare o să le punem la dispoziție cele rămase, da? Deci, în primul rând, au prioritate cei invitați ca să ridice biletul. Ne ridicăm acum și ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru că ne iubești așa de mult și ai venit la noi, de dragi ce ți-am fost, de mult ce ții la noi, Doamne, ai decis să vii la noi, pentru că noi nu aveam șanse niciodată prin religie să ajungem la tine. Ai luat tu decizia, Doamne, ca prin sacrificiu, prin nașterea Fiului Tău și prin moartea Lui să vii la noi, să ne pui la dispoziție nu o religie, să ne pui la dispoziție o relație pe care să o începem, pe care să o trăim, să o experimentăm, pe care să o dezvoltăm, Doamne, și care să ne producă bucurie și viață eternă. Îți mulțumim, Doamne, pentru deciziile care au fost luate astăzi. Îți mulțumim, Doamne, pentru fondurile, pentru banii care sunt investiți pentru cauza Ta, pentru gloria Ta. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci minunat pentru noi. Și îți dăm Ție toată gloria, îți dăm toată cinstea și onoarea, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Cântați cu noi și plasați pixurile și formularul de comunicare.
Mulțumim muzicienilor, observați, armata întreagă, la această sărbătoare este armata întreagă de muzicieni și cei care se pregătesc să facă parte din programul obișnuit al Bisericii Philadelphia. Apreciem foarte mult contribuția, participarea și, de ce nu, pregătirea voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Are biserica aceasta viitor, slăviți să fie Domnul. Țineți minte, Iisus s-a născut în lume și a despărțit istoria în două părți mari, două ere. Era religiei înainte de Hristos, oamenii încercau să ajungă la Dumnezeu fără succes. Și era relației cu Dumnezeu. Dumnezeu a venit la noi, doar trebuie să trăim cu El. Doamne ajută! Amin? Sărbători fericite, poftă bună, fiți binecuvântați, sunt nerăbdător să vă revăd duminică.